Mulțumesc, da? Așa, și mâna asta se... Exact, așa, foarte bine. Uite în spatele când mai băgăm. Stai acolo, așa, exact. Auzi, cred că vrea, Gabi vrea să-ți explic, că, să spună, să stai așa ca o pasăre din asta, știi, nu? Mai? Mai? Nu, 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 foarte. Nu, nu prea mult. Decât din cocoașă trebuie să scoți. Din, exact. Așa? Da. Și asta e exact ca o aripă de pasăre, știi? Pe care poți să o ții, uite așa, uite așa, elegant. Ca să-ți o umflă vântul. Hai. Eu mai desfac dacă vrei. Un picuț, da. Așa, așa. Barbara, da, asta a fost foarte bine, pentru că eu ieri când am zis să se cocoșeze, nu a știut să se cocoșeze. Avea tendința aceea de a scoate fundul în spate. Când ele se cocoșoase, ele trebuie să vină cu bazinul în față. Este cu totul alta poziția decât cea pe care se folosește la reviste pentru bărbați. Eu cred că a încercat la oglinda sau ceva, pentru că astăzi, când a ajuns la ședința Fortul pe platou, le-am zis, ok, Barbara, vreau să te cocoșesc. S-a cocoșat imediat. Vezi și, da? Da. Ok, și... trebuie să dai pasul un pic mai larg și să nu vină, să nu vină imediat cu celelalte. Asta deci e pe fandale, uite, e mai... Da, da, exact. Deci pe adică ăla întâi, pe ăla întâi. Așa, așa. Vine un pic mai încoace, un pic de mai încoace. Nu, nu, mai încoace. Și... Așa, bravo. Bun. Coiește-te mult, da? Și capul. Așa, și nu trebuie să te uiți la mine. Uite-te, așa, așa, acolo, acolo, acolo. Perfect. Mai profil, așa, profil, profil, profil. Hai, ia mâna de acolo. Și lasă-o în spate. Lasă-o în spate, lasă-o în spate. Încolo. Mai, sus, sus, dar în spate, așa. Mai, mai, mai. Așa, așa. Perfect, perfect. Mai încoace puțin, atât, atât, atât. Bun, hai, mai încoace, mai încoace, nu te mișca când, numai când zic eu.